campanie publicitară este verificată și corectă. Marca etică este o inițiativă a Consiliului Român pentru Publicitate. Bucurie mare! De Paște dăm cărucioare! Vii la Catena pentru tratamentul lunar și poți câștiga unul dintre cele 30.000 de cărucioare. Cum? Simplu! Iei tratamentul, completezi talonul, îl pui în urnă și te pregătești de Paște. Farmacia inimii Catena. Supercom S.A., lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră într-un număr foarte mare, ceea ce înseamnă că dumneavoastră sunteți deosebit de interesați pentru discuțiile ce vor purta astăzi. Și vreau să-i mulțumesc din suflet domnului ministru al Agriculturii, domnului Adrian Căznoiu, pentru inițiativa personală a dumnealui de a vizita județul Hunedoara. Vreau să vă mărturisesc că este un prieten al județului Hunedoara, este unul dintre miniștrii buni ai Guvernului României și sunt convins că ceea ce ne spune dânsul astăzi, întrebările pe care dumneavoastră le adresați, o să fie de bun augur pentru toți. Vă mulțumesc la toți care sunteți astăzi, parlamentarilor, producătorilor agricolor, primarilor, care sunteți implicați în această acțiune și de asemenea, vă informez că alături de noi, domnul prefect al județului Hunedoara, Călin Mărean, îl cunoașteți cu toții, domnul director general Dorin Dumitru Oprean de la AFIR București, este bine că cu AFIR-ul trebuie să ne punem bine, știm cu toții, domnul director general Adrian Pintea de la APIA de la București, să fiți bineveniți la noi toții, și nu în ultim timp, cel pe care și eu și dumneavoastră îl batem la cap toată ziua, directorul la AFIR la Timișoara, domnul Bucătaru. Dumnezeu să vă dea același lucru bun în activitate, întotdeauna să răspundeți prezent și prezent solicitărilor județului Hunedoara, fiindcă atunci deveniți cel mai bun prieten al nostru. Eu v-aș propune că cel mai bun lucru să ascultăm pe oaspetele nostru, pe domnul ministru ce ne poate transmite și sunt convins că prin întrebările pe care o să le adresați, cei care sunt în prezidiu poate 100% primiți răspunsurile necesare. Domnul ministru, cu drag vă invit să spuneți părerile dumneavoastră cu ce noutăți veniți pentru agricultura țării și agricultura județului Hunedoara, fiindcă vă mărturisesc sincer că pentru județul Hunedoara ne-am mai rămas să ne apucăm de agricultură. În rest, ne-au închis cu totul. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Nu merge? Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult pentru primire! Domnule prefect, domnilor și doamnelor deputați, dragi colegi, dragi fermieri, așa cum spunea domnul Nistor mai devreme, sunt în județul Hunedoara, ca de fiecare dată nu pot să trec prin acest județ fără să mă întâlnesc cu fermierii și cu cei din conducerea județului, pentru că este extrem de important să păstrăm o legătură strânsă între teritoriu și centru. Am fost director general al AFIR o bună perioadă de timp și am reușit cu foarte mulți dintre dumneavoastră să mă văd de-a lungul timpului în activitatea mea profesională.
Iată că acum, din 25 noiembrie, sunt ministrul agriculturii și această colaborare pe care noi am avut-o de-a lungul vremii trebuie să se materializeze în continuare în fapte bune și în lucruri bune pentru fermieri. Sunt alături de mine cei doi directori generali ai agențiilor de plăți, AFIR și APIA. Sunt colegii din teritoriu, care, așa cum foarte bine a punctat domnul președinte Nistor, stau la dispoziția dumneavoastră de fiecare dată să reușim să rezolvăm problemele care inevitabil apar în activitatea oricăruia. Sunteți fermieri și știți că nu se poate să existe totul și să se desfășoare într-o linie continuă, apar suișuri și coborâșuri și atunci este foarte important ca activitatea dumneavoastră să fie susținută de reprezentanții autorităților publice. Cu tristețe constatăm că anumite activități care au făcut județul Hunedoara să fie în fruntea județelor în economia națională, în ultima vreme s-au închis rând pe rând sau și-au restrâns activitatea. Și agricultura rămâne una dintre ramurile de bază ale economiei, rămâne un domeniu în care foarte mulți oameni activează și de care depind pentru a-și asigura bunăstarea zilnică și o oarecare liniște în cadrul familiei. Eu o să încep prin a discuta cu dumneavoastră despre contextul general în care ne aflăm. Venim după o perioadă extrem de complicată, cu o criză pandemică ce a marcat întreaga planetă. Am văzut cu toții în ultimii 2 ani de zile cum viața noastră a fiecăruia s-a schimbat în mod radical și cum lucruri pe care înainte le consideram normale, acum au devenit lucruri excepționale. Am văzut câtă bucurie a fost în data de 8 martie, pe lângă, evident, sărbătoarea doamnelor și domnișoarelor din viața fiecăruia dintre noi, cărora le urez încă o dată la mulți ani, pentru că văd că sunt foarte multe doamne prezente în sală. Am văzut câtă bucurie în rândul oamenilor că viața începe să reintre normal după o perioadă de restricții și tot felul de opreliști. Lucrul acesta și-a pus accent și pe întreaga economie și națională și globală. Am văzut afaceri care au trebuit să-și restrângă activitatea, domenii care s-au susținut destul de greu și peste această criză pandemică ne-am trezit și cu o situație care a impactat enorm de mult toate sectoarele activității. Criza în energie. Prețurile ridicate la energie și gaz au dat peste cap toate sectoarele de activitate, iar agricultura n-a fost ferită niciun fel. Am văzut o explozie a prețului la îngrășăminte care a cauzat la nivel european suspendarea activității mai multor fabrici de îngrășăminte și din păcate nu ne-a prins cu suficiente stocuri în țară. Fermierii n-au reușit să-și achiziționeze la timp fertilizanții pentru anul agricol 2021-2022 și evident asta reprezintă un factor de risc pentru agricultura noastră. Pe lângă toate acestea, vedem că debutează o campanie de primăvară cu prețuri crescute la energie, gaz și combustibil. Parcă toate se întâmplă peste noapte. Și evident se ridică întrebări din partea fiecăruia cum reușim să rămânem sustenabili, să ne desfășurăm activitatea. Am făcut această poză la zi a situației actuale ca să înțelegeți cu toții de ce în noiembrie 2021 am luat o decizie grea, aceea de a ne asuma o guvernare extrem de complicată pentru că aveam toate informațiile necesare și a acorda cel puțin într-un domeniu, acela al vieții politice, o oarecare stabilitate țării. Pentru că nu poți să treci peste crize decât dacă ai stabilitate. Iată că noua majoritate începe să reașeze cumva în matca firească anumite lucruri. Evident, nu se pot întâmpla peste noapte.
că nu poți să recuperezi într-o perioadă scurtă de timp anumite lucruri care au condus la situații complicate pentru viața fiecăruia dintre noi. Agricultura traversează perioade complicate. Am avut un an 2020 cu o secetă cumplită, care a redus producția de cereale cu impact imediat în toate celelalte sectoare. A venit după aceea, cu ajutorul Domnului, un an agricol bun, 2021, unde producțiile obținute de noi ne-au dat și ne dau, iată, în aceste momente de crize, o oarecare liniște să putem să depășim aceste momente complicate. A venit acum o săptămână de zile și această agresiune armată a Rusiei adresată împotriva Ucrainei și cei doi mari actori la nivel global în viața și în producția agricolă au reușit să perturbe toate piețele internaționale. Cel mai important lucru în viața fiecărui om de prima dată când deschide ochii dimineața este să aibă hrană în familie. Hrana este cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi, pentru că dacă nu ai hrană, nu poți să te gândești la celelalte lucruri. Și slavă Domnului, dumneavoastră, fermierii, reușiți să le aduceți românilor în fiecare zi produse agroalimentare și hrana de care au nevoie să poată să fie liniștiți. Am spus-o public și o spun și în fața dumneavoastră cu toată responsabilitatea. În momentul de față, România este un stat stabil din perspectiva asigurării cu produse agroalimentare. Nu apar perturbări majore în asigurarea populației cu hrană. Și ăsta este lucru cel mai important. Tot acest context național și internațional a făcut necesară intervenția imediată în anumite domenii. Și încă din prima zi de la Ministerul de mandat în fruntea Ministerului Agriculturii am dispus anumite măsuri care să vină în sprijinul dumneavoastră. Am preluat Ministerul cu o execuție bugetară de 61%, am terminat la 28 decembrie cu sprijinul tuturor colegilor din instituțiile centrale și subordonate din Ministerul Agriculturii să închidem anul cu o execuție bugetară de 94%. Pentru că în orice activitate pe care o derulezi, dacă vrei, poți face. Dacă ești preocupat de lucrul ăsta, poți să duci la bun sfârșit anumite obiective pe care ți le-ai propus. Programele naționale, cu bugetare națională, erau extrem de importante să fie finalizate și banii ce li se cuvin fermierilor să fie în conturile lor până la sfârșitul anului. Pentru că este extrem de important să știi cum începe anul. De aceea am revenit și am pus pe tapet programele de sprijin pe care Ministerul Agriculturii le derulează. Programul pentru tomate și legume în spații protejate. Programul de susținere a crescătorilor de animale. Avem pentru prima dată, după mai bine de 3 ani de zile în care legea reproducției la porc și pasăre nu a fost bugetată, am pus în bugetul Ministerului Agriculturii banii necesari să putem să pornim aceste două importante programe, reproducția la porc și pasăre. Am venit cu două programe noi pe care urmează să le implementăm, sprijinul pentru producătorii de cartofi și pentru producătorii de strugure de masă. Am reușit până la 28 decembrie să plătim peste 70% din banii aferenți subvenției la motorină pentru agricultură. Și iată, astăzi când vorbim, avem plătit inclusiv trimestru 4 la peste 98% dintre fermieri. Până la finalul lunii martie, toți banii pentru subvenția la motorină, pentru că vedem cu toții cât e de importantă, vor fi în conturile fermierilor. Avansurile au fost plătite în totalitate, s-a făcut și plata finală pentru peste 97% dintre fermierii români din subvențiile pe suprafață plătite de APIA. AFIRU plătește
în tandem cu Apia, anual aproape 3 miliarde de euro, bani care vin în agricultura României. Și de aici nu trebuie să facem niciun rabat. Pentru că dumneavoastră, pentru a avea predictibilitate, trebuie să aveți bani în cont. Asta e grija noastră, noi trebuie să ne ocupăm de ea. Nu trebuie să mai apară sincope și probleme cu care v-ați confruntat în perioade dificile. De săptămâna viitoare începe plata ANT-ului pentru crescătorii de animale. A fost o hotărâre de guvern, sau mă rog, sunt mai multe acte normative pe care le-am adoptat, extrem de importante pentru agricultură. Și ANT-ul, ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic, reprezintă un sprijin important pentru fermierii români. Mi-am dorit foarte mult ca până la finalizarea primului trimestru banii pentru ajutoarele naționale tranzitorii să intre în conturile dumneavoastră. De săptămâna viitoare încep plățile, ele sunt autorizate la APIA. Cred că ați văzut public și dacă nu, poate pentru cei care deja știți, îmi cer scuze că repet. În sectorul vegetal am dublat sumele alocate de la 44 de milioane de euro la 88 de milioane de euro, iar pentru sectorul zootehnic de la 20 de milioane la 135 de milioane de euro, aproape de 6 ori buget majorat pentru zootehnie. Pentru că trebuie să integrăm materia primă în zootehnie, apoi în industria alimentară și în produse cu valoare adăugată. Nu există emisiune, întâlnire cu mediul asociativ sau cu reprezentanții ai presei în care să nu fiu întrebat ce facem cu balanța comercială. Oameni buni, dacă vrem să schimbăm România, trebuie să începem prin regândirea agriculturii românești. Producem foarte multă materie primă care trebuie să fie integrată în procesare și prin procesare să aducem valoarea adăugată bunurilor noastre. Vă dau doar un exemplu pe care îl folosesc pentru că este definitoriu. Olanda, o țară cu o suprafață mult mai mică decât noi, aduce plus valoare adăugată pe hectarul de suprafață de 18.000 de euro. România are 375. De la 375 de euro la 18.000 de euro faceți dumneavoastră diferența. Dacă vrem să facem ceva, și eu zic că este momentul cel mai oportun pe care agricultura României l-a avut după Revoluție, trebuie să ne schimbăm mentalitatea și agricultura să o aducem la o schimbare de 180 de grade. Acesta este motivul pentru care mai bine de o lună de zile am stat în dialog cu fermierii și am reușit să negociem și să dezbatem, de fapt, un plan național strategic pentru politica agricolă viitoare 2023-2027, care să asigure un echilibru, dar în același timp să dea aceste direcții strategice pentru schimbarea agriculturii românești. Pentru că fără procesare vom rămâne exportatori de materie primă și importatori de produse finite. Gata, ajunge. E momentul în care aceste crize suprapuse să le folosim în interesul nostru. Sunt oportunități și au fost de-a lungul vremii oportunități care ne-au trecut pe lângă ureche. Nu cred că ne mai putem comporta în a privi cu lejeritate lucrurile și deciziile statale pe care trebuie să le luăm. Da, avem nevoie de decizii curajoase. Nu este ușor să le iei, pentru că ați văzut foarte bine ce s-a întâmplat alaltăieri când dintr-un mesaj pe Facebook s-a iscat o isterie națională. Deciziile uneori curajoase sunt cu atitudini pro sau contra, dar noi trebuie să ni le asumăm și să mergem mai departe. Și cred că prin Planul Național Strategic pentru perioada următoare de programare am reușit să facem tranziția și vom reuși să facem tranziția pentru politicile agricole viitoare pe termen scurt, mediu și lung. Dar pentru asta trebuie să avem stabilitate și predictibilitate. Stabilitate prin utilizarea bugetului național și fondurilor naționale cu inteligență, pe baza unor indicatori de rezultat, cu autorități publice angrenate în viața comunității și a beneficiarilor de măsuri publice, astfel încât toate
politicile în domeniul agricol să nu mai fie făcute pentru oamenii de minister și când ajung la dumneavoastră cei care ar trebui să beneficiați de ele să se lovească ca de un zid. Lucrul ăsta nu poate fi de acceptat în mandatul meu și cred că mesajul l-am transmis foarte clar și profit de ocazie că sunt în mijlocul dumneavoastră să o fac încă o dată. Sigur, dorințe și așteptări sunt foarte mari. Toată lumea, cel puțin în sectorul agroalimentar, și-ar dori să avem subvenții mai mari, programe mai multe, astfel încât să putem să rămânem sustenabili și să ne derulăm activitatea. Și eu, ca ministru al agriculturii, mi-aș fi dorit, din Planul Național de Redresare și Reziliență, să am la dispoziție o sumă suficientă să pot să investesc în irigații, în desecare, în cele 8 depozite regionale de alimente, în sistemul de combatere a grindinei și de stimulare a precipitațiilor. Dar, din păcate, agricultura în PNRR are 0 eurocenți. Și asta face ca să ne fie și mai greu. Dar pentru cei care mă cunosc știu că atât eu cât și echipa mea, cât și colegii mei parlamentari, colegii din administrația publică județeană, orice greutate de acest gen reprezintă și o provocare. Și cred că înainte de a spune că nu se poate, trebuie să arătăm cum se poate. Și se poate, credeți-mă. Europa importa 40% din cantitatea de ulei de floarea soarelui din Ucraina și Rusia. Importa aproape 100% șroturi de floarea soarelui din Ucraina. E un moment oportun pentru România? Pentru agricultura ei? Eu zic că da. Și atunci trebuie să facem ceea ce se impune. Să avem politici publice care să vină în sprijinul fermierilor și să poată să producă materia primă. Îmi spune foarte multă lume, dom'le, importăm pâine congelată. Un nonsens. Pe lângă faptul că nu este real. Din 78 de kilograme de pâine cât consumă un român în medie, doar un kilogram este pâine precoaptă. Și asta datorită faptului că prin AFIR și prin fondurile europene am reușit să înființăm fabrici de producere de pâine precoaptă și România astăzi a devenit exportator de un astfel de produs. Capacitățile noastre de producție vor crește. Sigur că exportăm și grâu și porumb. Exportăm de 150 de ani. Vin dintr-un oraș și mă uit la minunăția asta de teatru. Vin dintr-un oraș în care la 1900, în Caracal, comercianții de cereale au înființat un teatru. L-au construit pe banii lor. Și cu sprijinul cetățenilor. Vin dintr-o regiune romanați, dintr-un județ istoric, în care cerealele erau principala activitate economică. Și așa a luat naștere portul Corabia, care astăzi este oraș pentru comercianții de cereale să-și poată exporta pe Dunăre produsele. Dar lumea a evoluat, industria României s-a bazat în principal pe rezultatele agriculturii și iată astăzi putem să redevenim motorul economiei naționale. Avem un plan foarte bine pus la punct, sper ca Dumnezeu să ne ajute să avem și înțelepciunea să rămânem într-o oarecare doză de stabilitate politică, să putem să-l ducem și la îndeplinire, pentru că nu întâmplător ne-am asumat această grea sarcină a guvernării într-o perioadă extrem de complicată. Am produs în 2021, dumneavoastră fermierii, că n-am produs noi la Ministerul Agriculturii, nu crește niciun fir de grâu. La dumneavoastră în ferme se face grâu. S-au produs 11 milioane de tone de grâu. Necesarul de consum intern este de 4,3-4,5 milioane de tone în funcție de cât este nevoia în zootehnie. Și România are un excedent de export de aproape 6,5 milioane, 7 milioane de tone, creând și stocul de legătură. Asta ca să vă răspund la întrebările
care le trec multora prin cap în această perioadă, dacă România mai are stocuri de grâu și de ce nu ia măsuri ca alte state. Păi noi nu suntem nici Ungaria, nici Bulgaria, nici Serbia. Avem un bazin al Mării Negre unde avem surplus de cereale și pe baza analizelor pe care noi le-am realizat la minister, prin celula de criză, lucrăm 18 ore pe zi, în fiecare zi, avem stocuri suficiente să ajungem la noua recoltă și să creăm și stocul de legătură pe perioada următoare. Ucraina, țară bombardată și aflată sub asediu, continuă să exporte cereale, pentru că are un surplus și din valuta încasată pe cereale reușește să-și mențină securitatea alimentară în condițiile în care se află ațării. Deci din punctul acesta de vedere, să stați liniștiți și să le spuneți celor cu care intrați în contact că nu sunt motive de îngrijorare în acest moment. Dar la Ministerul Agriculturii avem toate scenariile posibile pregătite astfel încât în momentul în care, Doamne ferește, ar apărea o anumită sincopă, să putem interveni. Rezervele statului sunt pline. Nu pot să vă dau cantitățile pentru că au caracter confidențial, dar vă asigur că sunt pline și avem capacitate de răspuns pentru orice situație în momentul de față. Așadar, avem o situație oarecare de stabilitate în zona aceasta, rămân celelalte crize care apasă pe și presează pe economia națională și au dus inflația la un nivel record care impactează evident în nivelul prețurilor. Pentru că noi la Ministerul Agriculturii și dumneavoastră în fermă producem alimente, dar nu stabilim prețuri. Prețurile le creează mecanismul de comercializare și mecanismul economic. Ce ne așteaptă în perioada următoare? APIA a finalizat toate procesele interne și cei care depun cererile de plată pentru anul agricol 2021 de luni, din 16 martie, pot primi adeverința de la APIA și să meargă să primească până la 90% din valoarea pe care o pot încasa de la bănci, la o dobândă negociată foarte bine din punctul meu de vedere de conducerea APIA și de colegii care se ocupă de această zonă la 1,9%. Săptămâna viitoare, miercuri, sper să reușim să aprobăm în guvern programul Rural Invest, un program pe care l-am gândit împreună cu Ministrul Finanțelor și cu colegii de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, astfel încât să vă punem la dispoziție capital de lucru și dumneavoastră să puteți beneficia de garanții de stat de până la 90% din valoarea creditului respectiv. Pentru că toate aceste șocuri și presiuni care vin pe activitatea dumneavoastră au nevoie de răspuns. La finalul lunii martie mă deplasez în Iordania într-o vizită de stat și am ca principală temă de discuție schimbul comercial ce se poate realiza între statele, între cele două state, România și Iordania. Sper să reușim să aducem și să punem pe piața din România o cantitate mai mare de îngrășăminte, pentru că acolo presiunea în anul agricol 2022-2023 va fi una mai mare. Dacă în acest an peste 2/3 din fermieri au asigurate stocurile de îngrășăminte, într-adevăr la un preț majorat, cu mult majorat față de ce a fost în 2021, în anul agricol viitor trebuie să ne asigurăm că vom avea disponibil și nu penurie de și lipsă de îngrășăminte pe piața din România. Sper, din dialogul săptămânal pe care îl port cu reprezentanții Azo Mureș, să-și rea activitatea, pentru că Azo Mureș este compania care produce aproape 50% din necesarul de îngrășăminte din România. Dar n-am o conductă de gaz la Ministerul Agriculturii să o deschid și să le pun la dispoziție gazul de care au nevoie. În schimb, am luat măsuri pentru a ne asigura anul agricol viitor și veți vedea lucrul acesta în perioada următoare, pentru că modificăm nomenclatorul rezervei de stat
și introducem și îngrășămintele în stocurile de rezervă pe care o țară trebuie să le aibă. Sunteți fermieri de vegetal, poate mulți dintre dumneavoastră, și știți că fertilizanții pentru o plantă reprezintă hrana pentru om. Nu poți să ai producții mari, chiar dacă avem poate cel mai bun sol din regiune și din Europa, dacă nu avem hrană pentru plantă, fertilizanți, și dacă nu avem apă. Nu poți prin sistemul de irigații să înlocuiești ceea ce ne oferă natura, ceea ce ne dă Dumnezeu. Dar poți suplimenta. Și de aceea la ANIF proiecte de irigații, planuri tehnice, proiecte tehnice care zac de ceva ani în fișete, am dat dispoziție ca toate să fie începute și să putem să le executăm. Am pus un buget suficient pentru anul acesta, astfel încât să demarăm și să deschidem execuția lucrărilor pe cât mai multe șantiere de irigații. Pentru infrastructura secundară de irigat în Planul Național Strategic Viitor am pus 500 de milioane de euro, 400 de milioane de euro pentru OAI-uri, 100 de milioane pentru sistemele locale de irigat. Mi-aș fi dorit al naibii de mult să am banii ăștia să-i folosesc pentru subvenții, pentru fermieri. Și banii pentru irigații să fi fost prinși în PNRR. Suntem singurul stat din Europa, din Uniunea Europeană, care nu are niciun ban prins pentru agricultură în PNRR. Este motivul principal pentru care i-am solicitat comisarului și factorilor europeni să își regândească poziția și să permită României optimizarea și redirecționarea unor sume de bani din PNRR către agricultură. Producem 1.500.000 de tone de cartofi în lunile de toamnă, septembrie-octombrie, și noi în ianuarie-februarie-martie importăm cartofi. De ce? Pentru că nu avem depozite. Nu avem depozite de stocare, marfa se vinde cu 40 de bani kilogramul și din păcate, în loc să ne asigurăm independența alimentară, vindem totul la industrializare. Le dăm copiilor noștri, în loc de cartofi proaspeți, chipsuri și cartofi pai. Am solicitat 500 de milioane de euro pentru înființarea a 1000 de depozite de 1000 de tone. 1.000.000 de tone putem stoca în țară pentru că le producem. Cartoful este o cultură aparte, cu foarte mulți dăunători de carantină. Și atunci nu putem face depozite mari în care să băgăm toată marfa producătorilor români. Ei trebuie să aibă individual aceste depozite. Am făcut o analiză cu colegii mei pentru definitivarea PNS-ului, unde am reușit noi să prindem 50 de milioane pentru depozite de cartofi, și am constatat un lucru. Din 550.000 de euro, cât ar costa un depozit pentru 500 de tone sau 1000 de tone în funcție de tehnologie, 250.000 de euro îi dăm pentru instalațiile de stingere a incendiilor. Pentru că există un normativ din 1998 care prevede că în depozitul de cartofi să ai sprinklere, să ai nu știu câte extintoare, să ai hidranți, în condițiile în care în mediu controlat umiditatea într-un depozit de cartofi e 80%. Cartoful are 80% apă. Am solicitat Ministerului de Interne și Ministerului Dezvoltării să ia urgent măsuri să modificăm acest normativ. Trebuie să ajungem la zi. Nu mai avem timp de pierdut. Și prin măsurile din următorii 2 ani, eu spun că agricultura României se va face bine. Nu în totalitate, că aici depinde foarte mult dacă înțelegem politicile publice pe care trebuie să le construim împreună, să evităm situații de genul instalării tinerilor fermieri, conducându-i să-și facă plantații de roșii în câmp și de dovleci,
Suntem o țară mare consumatoare de dovleci. A trebuit să avem politică națională de plantarea dovlecilor în câmp. Și în felul ăsta am instalat tineri fermieri care după ce a trecut perioada de monitorizare au ieșit din agricultură. Nu, statul trebuie să investească în zootehnie. Și este motivul pentru care în Planul Național Strategic am prins două măsuri de bunăstare pentru vaca de lapte și vaca de carne. Am prins 800 de milioane de euro pentru bunăstare la porci și pasăre. Am prins acea componentă de ecoschemă pentru gospodăria țărănească, pentru că satul românesc nu va reuși să treacă și să trăiască în continuare decât cu trei condiții îndeplinite. Să mai aibă gospodari și gospodării țărănești viabile care să-și producă singure hrana, iar surplusul să-l dea către cei de la oraș pe lanțul scurt de aprovizionare prin cooperative. Și am creat acest lucru cu ajutorul colegilor mei parlamentari, când am modificat legea 566 și am introdus gospodăria țărănească ca membru în cooperativele de producție agricolă. Deci să aibă gospodari, să aibă sat, să aibă școală și biserică. Dacă aceste trei lucruri definitorii dispar din sat, dispare și satul. Apropo de dorința unora să devenim cu toții peste noapte atei. Nu mai jurăm credință patriei noastre, Constituție și Biblie, jurăm pe conștiință. Să jure ei pe conștiință. Am văzut ce conștiință au avut când au alocat 0 eurocenți agriculturii din România. Am fost la Bruxelles, am discutat cu comisarul european în prima mea întâlnire bilaterală și l-am întrebat, domnul comisar, oare agricultura României nu merita niciun ban în PNRR-ul nostru? Mi-a răspuns sec, n-am primit nicio propunere din partea României. Și atunci stai și te întrebi, cine este împotriva României? Cine este împotriva noastră? Ei, Uniunea Europeană definită de unica dușman, sau noi, înșine? Prin cei care, evident, în loc să facă ceea ce au de făcut, își urmăresc doar propriile interese. Vă spun toate lucrurile astea pentru că eu, calea mea de a mă deschide în fața dumneavoastră să vă spun realitatea. Cred că v-ați săturat cu toții de povești infinite și speech-uri sterile. Cred că trebuie în primul rând să ne uităm în fiecare dimineață în oglindă și să fim sinceri cu noi. Să vedem ce putem să facem noi pentru comunitatea în care trăim și cum putem să aducem mai binele în viața fiecăruia dintre noi. Și vă spun că numai împreună putem să facem acest lucru. O să mă opresc aici pentru că nu știu exact derularea evenimentului, dar stau la dispoziția dumneavoastră cât e nevoie să vă pot răspunde la întrebări punctuale, să vă arăt calea pe care trebuie să o urmăm și ce avem de făcut împreună ca să putem să trecem cu bine peste perioada aceasta complicată. Aveți încredere în Dumnezeu, nu întâmplător trecem prin postul Paștelui. O perioadă de grea încercare pentru toți. Trebuie să rămânem în continuare uniți și să rămânem în continuare în slujba lui Dumnezeu, pentru că doar așa vom putea să facem lucruri bune împreună și să trecem cu bine peste perioada asta complicată. Nu vă pierdeți speranța, pentru că avem mijloacele necesare să trecem cu bine peste vremurile astea complicate. Mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc că ați binevoit să mă ascultați și acum tac și vă ascult pe dumneavoastră. Dacă sunt anumite lucruri la care nu vă pot da răspuns pe loc, le magazinez și cu siguranță la proxima noastră întâlnire le veți vedea ca răspuns, sau dacă nu, prin intervențiile pe care le am, le veți vedea materializate în decizii administrative. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnule ministru, și trebuie să recunosc că sunt politician și trăgeam cu ochiul pe tableta domnului ministru. Când am văzut că nu are nici măcar un punct notat despre ce să vorbească, și când l-am ascultat o oră vorbind
chiar la superlativ, vă mulțumesc. Și a spus ceva, și eu întăresc, România nu poate să existe pe harta lumii fără satul românesc. Dacă satul românesc nu se dezvoltă, dacă vom lua măsuri împotriva populației din satele românești, vom ajunge în dezastru. Mulțumesc că ați avut ideea asta. Bucurie mare! De Paște dăm cărucioare! Vii la Catena pentru tratamentul lunar și poți câștiga unul dintre cele 30.000 de cărucioare. Cum? Simplu! Iei tratamentul, completezi talonul, îl pui în urnă și te pregătești de Paște.